Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi voi face un filmuleț cu hăinuțele, cu lucrușoarele pe care le-am luat pentru bebe. De fapt, doar cu hăinuțele, cu creme, șampoane și alte chestii nu voi face acum. De fapt, nici nu i-am luat deocamdată lucruri de genul acesta. Însă vă prezint hăinuțele, ce am cumpărat eu, ce am considerat eu necesar pentru, să zic, primele 4, 5, 6 luni de viață, depinde cât de repede o să crească, cât de mare o să fie, dar cam așa m-am orientat, să am tot ce-mi trebuie pentru primele, cel puțin 4 luni. Dacă o mai auziți pe Claudia scârțăind, nu avem ce să-i facem, este Florin cu ea, mai scârțe și e posibil să se audă puțin pe fundal, dar nu vă gândiți că eu stau aici, filmez și a plânge singurica acolo, nu. Este pe mâini bune. Da. Am și primit câteva hăinuțe și noi și purtate, o să vi le arăt pe toate. Pe cele pe care le-am primit o să vi le arăt așa scurt, pe cele pe care le-am cumpărat o să vi le arăt puțin mai în detaliu. Prețul și magazinul de unde le-am cumpărat sau firma de la care le-am cumpărat le veți găsi într-un colț al ecranului. Și da, altceva nu am ce să vă spun așa mare lucru despre ele, intrați pe internet sau căutați-le direct în magazin dacă doriți ceva anume. Da. Bun, haideți să începem. Voi începe mai întâi cu lucrurile mărunte, să le spunem așa. Am cumpărat două perechi de mănuși, bine, au venit așa la set. Astea ca să-i le pun pe mânuțe, pentru că la început se zgârie copilașii pe față. Și am luat două mănuși, mai aveam și de la fete, dar erau roz și am zis, hai totuși să fie pentru băieței. Două perechi și, dacă nu mă înșel, cred că am mai primit, nu sunt sigură, dar da, astea două perechi. Ce mai avem aici? Avem șosete, o grămadă de șosete. Nu o să ducă băiatul meu lipsă de șosete. Nu știu că de repede o să-i crească piciorușele, dar avem așa trei perechi maronii, cu așa o culoare. Adică merge culoarea și la fete și la băieți. Avem așa un albastru foarte, foarte închis. Tot așa trei perechi. Și aici ceva mai colorate, trei perechi. Astea sunt 14-17 mărimea, aici am 10-12 și astea sunt 16-18. Na. Să vedem care cum o să-i vină. I-am luat, mai trebuia să mai am o pereche, dar am rătăcit-o pe undeva. I-am luat 4 perechi de ștrampi, 2 perechi am luat 50-56, astea le-am luat de la același magazin, cu același preț. Și am mai luat 2 perechi 62-68. Așa. 2 căciulițe de stat în casă, după băiță, eventual așa vreo jumătate de oră dacă e să-i pun căciulița. Și i-am luat o căciuliță de ieșit afară, că na, se naște la sfârșitul lui august, deja vine toamna și o să avem nevoie de o căciuliță, cel puțin. I-am luat o păturică subțire, deci este așa din bumbac, dar este foarte, foarte subțire. De vară, în caz că o să fie cald, când ieșim din spital, de exemplu, sau așa, când, dacă îmi trebuie o pătrică, să am una subțire, mi-am luat una subțire și mi-am luat una mai grosuță, așa, mai pufoasă. Bun. Acum vă voi arăta toate hăinuțele pe care le-am luat, mărimea 50-56. Cam 56. Adică eu vă arăt hainele pe mărimi, nu pe firme, nu pe așa, pe mărimi. Mărimea 56 am luat așa fiind sfârșit de vară. Na, nu știu cât o să țină căldurile aici în Germania. I-am luat două body-uri așa gen maieuț. Astea au fost în set împreună. Un albastru mai deschis și un albastru mai închis. I-am luat iarăși un set de două body-uri
De fapt sunt 4 body-uri, dar veneau așa în set de câte 2. Așa un verde cu dungi și un albastru închis. Astea vi le arăt în set pentru că așa le-am cumpărat și așa am prețul. Și 2 body-uri, iarăși, tot așa în set. Simple, cu mânecă lungă. Așa, pantalonaș. Mărimea 56, pantalonașii ăștia sunt simpli, sunt fără picioruș, dar au venit în set. Un set de 2 perechi de pantalonași cu picior, mi se par foarte practici aceștia, mai ales când bebe este mai micuț. Mărimea 56, albastru și un albastru cu dungi albe. O pijamăluță simplă din bumbac, asta este destul de subțirică și foarte drăgălaș, așa cu piciorușe. Asta este altă pijamăluță, dar este puțin mai grosuță și tot așa cu piciorul închis. Nu știu cum se văd pe cameră, mie mi se par foarte mici, așa în realitate. Asta nu știu exact cum se numește, dar fiind cald, sper să fie cald încă atunci când se naște, mi s-a părut așa foarte drăgălaș. Cu mânecă scurtă, pantalonașii, adică pe picior vine tot așa scurt. I-am luat pe gri și pe albastru cu dungi. Astea mi-au plăcut așa pentru că pot să-i dau doar atât, nu mai trebuie să-i dau body, nu mai trebuie să-i dau nimic pe dedesubt în cazul în care este foarte cald, să zicem. Așa, ăsta a venit așa în set cu bluziță, niște pantalonași cu picior. Ăștia sunt așa de zi, de stat în casă, poate de ieșit așa la plimbare pe aici prin zonă. Iarăși ceva ce mi-a plăcut foarte mult, niște pantalonași gen de blugi cu tricou. Foarte fain. Pantalonașii mi se par așa că ar fi 3 sferturi, acum nu știu, poate mi se par mie că sunt mici. Mi se pare mie că sunt mici, dar nu știu, vedem când o să îi îmbrăcăm pe bebe. Și încă o pereche de pantalonași de plimbare, de ieșit din casă. Astea au fost mărimea 56. Acum să vi le arăt pe cele 62-68. Avem așa o pereche de blugișori de ieșit din casă. Ăștia sunt mai grosuți pentru că așa am calculat eu. Când va avea cam 62 de centimetri, probabil va fi, sau cel mai sigur va fi iarnă. Și am luat așa o pereche de pantalonași mai grosuți. I-am luat și acest hanorac foarte... fain, mi-a plăcut tare mult, cu glugă, este gros, este călduros, tot așa pentru că am calculat că va fi iarnă și astea le-am luat în ideea că o să fie mai rece afară. Tot gen de ieșit din casă, mă gândesc că n-o să fie mai mărșor, probabil o să ieșim mai des. I-am mai luat și acest cardigan, mărimea 62. Este foarte drăgălaș, îmi place mult de tot. Și o cămășuță. Da, este frumoasă. I-am luat un set de 3 body-uri. Deci astea au venit toate 3 împreună cu mânecă scurtă. Asta e așa verde și asta este alb cu niște căsuțe desenate. 2 seturi de body-uri, a câte 2 body-uri, albastru închis și ăsta mi se pare așa un alb cu dungi albastre. Nu mi-am dat seama că sunt la fel body-urile albastre, cele cu dungi diferă un pic, astea sunt așa cu albastru mai deschis și albastru închis. Dungile, față de celălalt care era alb.
cu albastru, cu rând albastru. Deci seamănă foarte tare aceste body-uri. M-am pricopsit cu multe rânduri. Nu știu, probabil eram și obosită, mă și grăbeam să le comand. În fine, așa s-a nimerit. Mai avem aici 3 pantalonași care au fost tot la set, cu picior. Un set de 3 pijamăluțe, astea nu au picior. 3 pijamăluțe, asta este așa cu mașinuțe, asta este un gri cu verde și asta este cu dungi. Și de stat peste zi în casă, să zicem, și am niște pantalonași cu picior și au venit împreună cu o bluziță și aici este o ață care trebuie scoasă. Așa, foarte drăgălași. Încă o pereche de pantalonași așa cu bretele, cu Mickey Mouse, foarte fain și ăștia. Și aici doar niște pantaloni, sunt destul de grosuți. Da, o să meargă peste un body cu mânecă lungă, cu dungi probabil și o să-l îmbrac tot în dungi. Dar, da. Și aici mai am... astea sunt 68, ce v-am arătat mai devreme, erau 62. Două perechi de pantalonaj pe care i-am luat la set. Sau nu i-am luat? Păi cred că i-am luat la set pentru că au o singură etichetă. Deci am luat împreună acești pantalonaj. Și o bluziță simplă cu... un tractoraș sau chestia asta. Da, și asta este 68. Da, cam astea am cumpărat eu pentru început. 56, 62 și câteva de 68. Deci teoretic ar trebui să fim ok 4-5 luni. Bun, acum haideți să vă arăt rapid și lucrurile pe care le-am primit. Acolo nu o să pot să vă spun firma de unde sunt cumpărat, nu o să pot să vă spun prețuri, dar vi le arăt așa fugitiv ca să... să le vedeți. Eu încă nu am cumpărat nicio jucărie, dar am primit deja două. Am primit așa un ursuleț. Și asta tot așa, un ursuleț, dar asta este așa cârpă. Este de bebe, de nou născut. Așa. Ce mai primit? Am mai primit niște șosețele foarte faine. Deci o să aibă băiatul meu șosete o grămadă. Așa. Aici mai avem două body-uri. Nu știu dacă au fost la set, dacă au fost împreună. Habar n-am. Așa. Mărimea 68. Mă bucur că sunt mai măricele, că mai mititele am eu oricum. Și asta este tot 68. Ce am mai primit? Am primit niște papucei din piele, lucrați manual. Sunt foarte drăguți. Avem să încalc. Sunt singurii papucei pe care avem deocamdată. Sunt primii papucei pe care avem și sunt foarte frumoși. Bun, și acum haideți să... și mai aveam ceva, dar nu știu unde am pus. Mai primisem o bluză și o pereche de pantalonaș, dar alea vi le-am arătat oricum într-un vlog. Nici nu știu unde sunt acum. Cred că sunt pregătite să le spăl sau cumva nu. În fine. Astea vi le arăt așa. O plăsuță cu șosete. V-am spus că o să aibă femei șosete o grămadă. Aici am mai văzut că mai sunt și niște... căciulițe, tot așa de nou născuți. Mai grosuțe, mai subțirele, dar o grămadă de căciulițe. Bine că n-am cumpărat eu prea multe. Pijamăluțe. Așa, sunt mărimea 62. Cu picior. Fără picior. Sunt purtate, dar sunt în stare foarte, foarte bună și
le voi folosi cu mare drag. Aici cred că este tot așa o pijamăluță, doar că e separată pantalonașul și bluzița. Astea le las așa în pungă pentru că au fost deja spălate și călcate, adică așa le-am primit. Și aici o grămadă de body-uri, tricouri. Și astea sunt majoritatea mărimi 62, parcă am văzut 56, 74. Oricum, astea eu când le aranjez în dulăpior o să le pun în funcție de mărimi. Dar sunt o grămadă. Aici 60, 56. Deci sunt o grămadă. 56. Astea sunt body-uri. O grămadă. Aici avem niște pantalonaj sau de fapt niște de astea așa cu body-uri, un fel de body-uri cred că sunt. Mărimea nu scrie, dar tot pe acolo vreo 56, că sunt cam micuțe. Asta, ce drăgălaș e. Este foarte fain. Foarte, foarte fain. Pantalonaș cu picioruș. Alți pantalonași cu picioruși. Astea sunt destul de grosuțe, dar sunt mărimea 62, deci spre iarnă cred că o să le îmbrăcăm. Na, a început să sune și o alarmă ceva. 56. Foarte fain. Și încă o pereche, probabil tot 56, că mi se pare micuță. Da, 56. Ia uitați ce frumos. Cam astea sunt hăinuțele. Mie îmi plac foarte mult și așa un sentiment nou, pentru că am mai cumpărat hăinuțe albastre, dar am cumpărat pentru alți copilași, nu pentru al meu. Și a fost așa o experiență frumoasă să cumpăr hăinuțe albastre sau hăinuțe de băiețel pentru băiețelul meu. Și mi-era ciudat la început, parcă tot spre fete tindeam așa să merg. Oricum, mi se pare că băieții sunt mai defavorizați față de câte lucruri se găsesc pentru fete și cât de multe și colorate și frumoase. Băieții sunt puțin în dezavantaj, dar se găsesc lucruri frumoase și pentru băieți. Cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o până acum. Eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor. Pa!